Thank mm -hmm. you. stat așa cu râmnicul de odinioară trecute, vieți trecute vremuri și râmnicul de odinioară. M-ați lăsat pe străzile râmnicului de altă dată. Da? Da. Nume interesante. Fiecare stradă cu povestea ei. Da, orașul avea o arteră principală pe care toată lumea o știe, Corso. Calea lui Traian. Da. Da, V-ați plimbat nu intrăm în amănunte, da? Și a la deal la vale pe ulița principală, de, mână, lumea, de mână ca... de braț. De... Ca toată lumea. De la podul Vinerii Mari până la statuia lui Micea cel Bătrân. Era un dute vino. Da? da. Nu. Eu când am venit în oraș, deja, deja orașul arăta ca, ca, acum și știu din fotografic că era altfel, era mult mai frumos centru cu clădirile cu lui vechi. Da, cu... cofetăria Ciufulicii, la Mița, cu... Clădirile Ustăzi vechi. care da? au dispărut da? pentru că prin reamenajarea centrului multe din acele străduțe au dispărut, dar a rămas, sigur, calea lui Traian, care era artera principală, care se pare că este din tot ce și din documente și din relatări. că, Mă rog, documente nu putem avea de vremea romanilor, dar se pare că acel, acel, acel drum care făcea legătura cu spre Ardeal apare menționat încă din timpul celui al doilea război dacoroman și se pare că e foarte vechi. Lucru care cred că este, că, că este real. Deci, pornim cu calea lui Traian, nu care începea de la intrarea în oraș de la Troianu, unde este da, cu da. monumentul obeliscu, până la ieșire de, dincolo de cetățuia. Așa spun documentele, așa îl descriu în toate în perioada anilor 1800-1900. Avem și masa lui Traian în albia oltului, puțin mai jos de Mănăstirea Turnu. Iar discutam cu domnul Prundurel de la Parcul Național Cozia, domnule, ce nu facem și noi ce fac turcii? Adică ce? Baclava? Nu, nu, sugiuc, alviță, nu. Să facem o punte de pe mal până acolo. Aici am mâncat, raian, viezure, brânză, ce cuvinte mai erau atunci de pe la noi și Deci, da, ideea o idee interesantă. A rămas idee. Sigur, și deci asta era, asta era orașul principal. Da. Eu am. Sigur că în, prin anii, în secolul al XIX-lea, 19, 19 în a doua jumătate, vă închipuiți că nu era asfaltat și erau bârne bătute și se ridica praful vara da, și. Da, da. Vă puteți închipui că nu era chiar așa o bucurie să circul prin. Și prin doamnele, oraș. că ne întoarcem la doamne cu rochile alun și. cu... Vă dați seama că doamnele nu prea erau. Nu, era chiar atât de ușor să te plimbi <laughs> mai ales vara pe căldură. Da, eu vă spun, în 69, când am venit la intrarea în Râmnic, până în Podul Vinerii Mari, da. nu era asfalt, nu dar era asfalt. de la pod până aici, până către ieșirea dincolo de la Fovare, încolo, era pavat. Era pavat, Era pavat și, da, era pavat da. și la momentul ăla erau două taxiuri, Varșava și o popedă și o, mo o din la negru dar umblau băieții cu servieta da, da, da. și uh, se făcea prozionarea de la gara cu niște mașini ale celor uh, care purtau uh, greu în oraș adică da. alimentele cu băutura niște băieri pe acolo cu nume mare așa, și băieri mai mici și două trăsuri care erau pe pot de taxiuri birge, dar era de, chiar foarte de, romantic de, așa da, 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 da. Da, era bulevardul, apare mai târziu, vorbim de secolul al xx da. la începutul secolului al XX-lea, bulevardul Tudor Vladimirescu de la Gară venea și, de exemplu, în Naționalul Vâlcii sunt publicate, era ziarul care, care apărea. Naționalul apărut, Da, a apărut 10 ani în Vâlcea din 1928 până în, da, 28 până în 38 condus de Constantin Danilescu și acolo în fie apărea lunar și apărea o... era publicată într o casetă câteva impresii ale călătorilor despre oraș foarte interesante și să știți că acest bulevard Tudor Vladimirescu E foarte frumos descris Cu castani, cu tei, cu... Cum veneai cu trăsura de la gară până spre centrul orașului cum La bulevard Biriger, la bulevard... Da, și nu? dacă ați văzut fotografii, da, imagini da, da. ilustrate din acea perioadă Foarte frumos arăta acest bulevard Construit, vă spun, la începutul secolului al XX-lea Deci ăsta era iarăși un bulevard foarte frumos Și este evident general praporcescu care nu s-a chemat general Praporgescu. Știți că el a avut mai multe... El și-a schimbat denumirile pe parcurs și după Primul Război Mondial a devenit general Praporgescu în amintirea eroului mort, generalului mort în... Aproape, ei, da. da. Sigur că da. Deci, asta, general Praporgescu care venea undeva pe terasă, cobora până în și se întâlnea cu calea lui Traian Și De deci, vodă uh, care uh, apare uh, iarăși și exista în perioada respectivă, că trecea pe lângă parcul Zăvoi și se ducea până la ieșire la arhanghel și. Sau da, să spuneți, dumneavoastră spun și alții Râmnic, cu un fel de buric al României, mari, mici, nu mai are importanță, pentru că a fost vizitat, a fost și oameni mari care au trăit aici în Râmnic și au stat amprenta peste tot în Râmnic. Dar aveți o durere, eu știu, că suntem într-o bibliotecă legată de bibliotecă, ne gândim la bibliotecar, la cărți, cei care au scris cărți și care au stat mult timp în bibliotecă și avem un nume care nu e trecut ca stradă. Da, Constantin Danilescu. Cine a fost Constantin Danilescu? Constantin Danilescu a fost institutor. El e la, la, era născut la Sutești, evident, în 1879. Din păcate, n-am reușit să-i găsesc actul de naștere, pentru că nu s-a păstrat. A fost o mare personalitate a acestui oraș în perioada interbelică. Era un om de o cultură vastă, excepțională, enciclopedic. El a fost institutor, vine de la Sutești, a trecut, a fost și pe la Orlești, a fost învățător și la începutul secolului al XIX-lea, cred că undeva în jurul anului 1906, vine la Râmnicu Vâlcea și devine institutor, ulterior director, la școala mixtă numărul 1. Este cea care funcționa, de altfel el va și construi această școală mai târziu, este școala de la ieșire din oraș spre Vlădești. Ea încă se va da, păstrează pe da, da, spirul harții. Da, da, acum. da, Este școala construită în perioada lui Constantin Tanilescu. El acolo a avut și a și locuit o bună perioadă de timp, pentru că nu. Și de ce atâta ne pasare? deci Pentru că lumea nu știe, pentru că timpul și-a pus amprenta așa asupra personalității, asupra oamenilor și a, a șternut uitarea, pentru că el a fost un, un om care. La începutul a făcut și politică. El a fost un adept al lui Nicolae Iorga, a, fost, a făcut politică în partidul lui Nicolae Iorga, a scos un ziar care la începutul naționalul Vâlcii era o portavoce a partidului lui Iorga și în fiecare număr Iorga apărea acolo cu discursuri, cu ce a mai spus domnul profesor Iorga da, sau lucruri da, da. de genul acesta. Dar care a fost, repet, un mare om de cultură și care a înțeles că politica uh, la un, uneori poate face mai mult rău decât, uh, decât bine. Și atunci, în ultimii ani ai, uh, existenței acestui ziar, și-a schimbat total politica editorială printr-un articol foarte frumos scris, în care a spus că a renunțat la politică și că ziarul respectiv se va axa pe ce înseamnă viață culturală și nu numai. Și Dar de aici trecerea Dar el uh, a iubit cartea. Și în calitatea lui de director, de școală și de institutor, s-a implicat și în viața culturală a orașului. Și în 1919, după primul război mondial, s-a reînființat Liga Culturală. Știți Liga Culturală? Ființa, înființată la sfârșit de secolul al XIX, la la Vâlcea în 1894, cu scopul de a strânge relațiile cu românii din afara regatului și în principal cu cei din Ardeal. Deci în 1919, după război, se reînființează. El este numit secretar general al acestei ligi și din postura aceasta va face foarte multe pentru viața culturală a orașului. Iar pentru că iubea cartea, va, face, va înființa una din primele biblioteci. Când avem într o bibliotecă, este Biblioteca Ligii Culturale, care la început, a funcționat în casele de la Bisericii Buna Vestire, deci pe uh, terasă, terasă unde era preotul Rădoescu paroh. Grigore Rădoescu, va fi ajutat de el, va funcționa câțiva ani. La un moment dat, uh, numărul cărților a crescut, a crescut, a crescut, spațiul era foarte mic, nu avea unde să le mai păstreze, pentru că aceasta funcționa ca o bibliotecă orășenească, adică lumea se ducea, împrumuta cărți, se făcea fișe, o luai pe uh -huh. semnătură, deci plăteai o garanție... Poate nu mai aduceai cartea înapoi, sigur că dacă carțile erau valoroase, nu ca da, acum, unele. meritau să le păstrezi acasă, da. le Și la un moment dat, când el a văzut că lucrurile se, se precipită și nu mai are unde să țină biblioteca, a mutat biblioteca la el acasă. El își construise o casă în cartierul. Nu de mai există. Nu cred că mai există, nu. Nu cred că mai există în, car, în noul cartier matache Temelie. Dacă Alt acolo... nume de care o să da, vorbiți. Da, sigur că da. Și el acolo își va muta biblioteca și va funcționa biblioteca la el acasă mult timp în spațiu destinat. A avut, cred că la un moment dat, câteva mii de cărți biblioteca respectivă. N-aș ști să vă spun ce s-a întâmplat după al doilea război mondial cu ea, probabil că a fost integrată în biblioteca, viitoarea bibliotecă județeană, nu știu să vă spun. Dar dureros, o asemenea personalitate, măcar cei din Sutești, numele bibliotecii, N din Sutești, sau de aici o casă, o bibliotecă da, de la școală? Da, da, și Danilescu, deci odată un mare, deci un, un creator de bibliotecă, a gândit planuri, el a gândit un proiect cultural pentru acest oraș. Se păstrează în Arhiva Ligii Culturale, el a gândit un palat cultural, înființarea unui palat cultural, care urma să fie construit de la zero, care urma să aibă secții pentru bibliotecă, pentru teatru, pentru... Uh, Filarmonică, ca să mă exprim așa, niște termeni da, moderni. Da, da. Deci, acest proiect de palat cultural a fost o chestie inovativă pentru acea perioadă. A rămas în stadiu de proiect, evident, dar cred că și acum ideea nu ar fi rea din, din acest punct de vedere. Deci pe lângă bibliotecar, pe lângă faptul că a fost director de ziar și creator de ziar, pe lângă faptul că a fost un creator de viață și un promotor al vieții culturale vâlcene, a fost un ilustru cercetător al istoriei locale, am, se păstrează la arhive într-un dosar fișele de cercetare a lui Constantin Danilescu care priveau istoria orașului de la 1840. El cerceta, își fișa foarte multe lucrări interesante. Apoi istoria Suteștului, Scundul, deci lucruri foarte interesante. M-ați lăsat... Da, da, da. Da. Manilesc, un mare, un mare deci un nume care trebuie cultură. reținut și nu știu, că ar trebui, cred că ați făcut anumite am publicat despre el, propusesem la un moment dat împreună cu domnul profesor Soare, dar el s-a dus să facem o lucrare, o carte, să-i dedicăm o carte, pentru că merită, merită această personalitate. Nu mă pun eu într-o zi și dau un telefon la Sutești, ți auzit de numele ăsta ce a făcut, sau până oraș pe aici chiar... Au auzit. Da, auzit, auzit, da. Auzit, da, da, da mă rog, și am auzit și am și mers pe o anumită stradă. Noi o să o luăm pe rând asta, spun că o să avem, cred că, 10-15 mm -hmm. episoade legate de Râmnicul de altă dată, că avem uh, străzi cu numele scriitori care au și trecut pe aici. Și Eminescu a fost și Caragiale și Vlahuța, am înțeles că și Goga și alți oameni da, da, de da. cultură și de artă. Da, Matache Temelie? Matache Temelie <laughs> a fost un mare filantrop. Matache Temelie a fost un negustor. Am înțeles că era de origine greacă, greacă. nici măcar nu era... Mm. Uh, Român între, mă rog, jet pe jet. Da. A fost un foarte bun român până la urmă da. și un foarte bun vâlcean. Deci, Matache temelie, n-a avut copii. El, născut undeva la mijlocul secolului al 19 lea a murit în 1918. El a lăsat un testament foarte important. Pentru există că, la arhive? Că, există, da, există, sigur că dar, uh -huh. există în fondul tribunalului județului, tribunalului Vâlcea, există acest, acest testament Eu am consen, conspectat așa câteva lucruri din acest testament, pentru că el face un lucru pe care l-au mai făcut și alții la vremea respectivă El lasă orașului, moșia sa de la Ostroveni O lasă primăriei Râmnicului, Râmnicului cu obligația ca din veniturile pe care urma să le obțină din arendarea, pentru că să știți că erau vreo peste 55 de hectare acolo. A fost grădina da, rănicului. Da, deci era, erau destul de consistentă moșia. Din venituri urmau să fie întreținut un azil pentru săraci. El chiar și spune în testament, dacă mă uit acum, mi-am și notat, Institutul acesta va spune în testament el Institutul acesta va purta numele Azilul pentru bătrân și infirmi Matache, Temelie și Elena Elena era soția sa fără a se modifica sau schimba vreodată titlul său spune el Și primăria urma să facă un capitol aparte în bugetul ei și există în bugetele din 1920, de exemplu, 21, un capitol aparte în care fondurile obținute din administrarea moșiei se uh, evidențiază și acești bani erau folosiți pentru acest, uh, pentru acest azil. S-a ridicat? Azilul? Uh, eu cred că da, pentru că uh, altfel nu... Dar n să vă spun unde n ști să vă spun unde. Dar cel de la Păușești? La Păușești a fost altă problemă. El avea moșii și la Păușești Măglaș. Da. Și acolo avea și case. El, casele respective, le-a lăsat moștenire nepotului său prin alianță Constantino Romolu. O, mare, un director, un director, în Banca Națională a avut o funcție foarte importantă acestor Și oameni importanți tot din Râmnic la Bân Banca da, Națională. Da, la da, la da se pare că da. <laughs> moștenire. Uh și el în testament spune că o parte din bun din banii obținuți din administrarea moșiei de la Păușești Măgla să fie folosit de către primărie pentru a da cărți copiilor săraci pentru a putea merge la școală. La același lucru l-a făcut și în cazul comunei Cheia. Și acolo avea moșii și la fel prin testament le lasă această obligație pe lângă banii respectivi și să, înzestrea, să ajute copiii săraci să meargă la școală. Eu aș întreba niște copii la școală cine a fost Matache Temelie și unde e ca stradă Matache Temelie? Cine știe? Laur? Nu, mi-a făcut semn. nu, nu, Dar e o străduță aparelă cu calea ferată care face legătura... Da, E bine să știm că totuși el a fost un mare filantrop, da. asta e mare lucru. Și că el a gândit o politică de ajutorare socială, e foarte important. Nu știu dacă acum cineva se mai gândește să facă treaba aceasta. Să... A lăsat și niște condiții. Acum, deci el când a lăsat această moșie, a lăsat-o cu condiții, da. cu sarcină, cum s-ar spune primăriei, nu să facă acest... Ce s-a făcut, ce s-a să... ales... Seama că după ce a venit cel de-al doilea război mondial, lucrurile s-au schimbat da. dramatic. Dar uh, au făcut-o și alții. Uh, noi mai avem uh, Alexiu, care tot așa a făcut, uh, a lăsat bunuri orașului și a încercat să ajute oameni, copiii săraci și, și, și nu numai. Nu și toată construcție în râmnii, criticată tot cu ajutorul unor oameni de bine și cu palatul justiției. Palatul de cultură a fost și un loc în care Justiției Tribunalul a fost ridicat la sfârșitul începutul 1900, uh -huh. bine, și ulterior lângă el s-a ridicat și Palatul Administrativ Fiscal, de fapt Administrația Financiară, unde se află acum judecătoria. Era, au fost niște construcții, sigur, ridicate și pentru că orașul avea nevoie și pentru că era văzut ca un centru cum să spun, administrativ al orașului și foarte, foarte important. Gândiți-vă că Palatul de Justiție a fost construit în 2 ani, cred. Eu nu știu acum dacă se mai construiește așa. Palate, da, dar nu de Justiție da, și nici nu, mai. Nu de... dar s-au construit 1898-1900, undeva așa. Deci s-a construit foarte, foarte repede. Foarte da. repede. Deci... Munceau oamenii... Tot atunci s-a construit și poșta. Da, 1906, avem poșta veche, da, a rămas... Poșta mai este, da. dar tot atunci construit în aceeași perioadă. Muncă-muncă, uh, dar și e distracție, spuneați în primul nostru episod. <laughs> cu balurile, cu barul baluri ofițerilor și uh, serile. eu știu că se întâlneau Oamenii mai de a, bine da, și de gata, da, la case din astea a, mai mari și. Da, aveți da. dreptate să știți că se întâlneau în case exact cum spuneți, în unor familii mai înstărite da. și se organizau un fel de concerte, așa, spe uh -huh. spectacole cu cadrul restrâns. Adică se duceau, cântau la pian, cântau la vioară, făceau. Mai veneau uh, și noi, tinere la Paris, la. Și... muzicale, uh -huh. da, știau da, să, da. să, să, să cânte. Uh, sunt, de exemplu. Mărturii în memorialistica vremii, în care, dincolo de. Pentru că noi trăiam, totuși, perioada interbelică, o perioadă zbuciumată. De exemplu, dentistul orașului, care era un evreu rozental, se întâlnea cu polițaiul orașului în casa. Lui sau casa prefectului, da. și cântau la unul la pian, altul se pare că cel mai bun pian era cel al dentistului din oraș, așa, am găsit în diferite. Da. Și doamnele ce serveau un șerbet cu apă rece, un farfurarea micuță, un par cu apă rece, ea, nu, și poate un, cafeluță, un, probabil, adică nu, un rahat turcesc venit un... de la Dacale, cine știe, și s-a ascultat, cum spunea existau și muzica oraș bun... destule băcăniși, și da, da, băcănișii care și care existau produse, deci nu, cred că orașul nu ducea lipsă. De și nimic. de greci nu ducea lipsă. Pentru... Nici pentru... de greci, da. nici de armeni, și turci erau, da. existau, sigur. Uh, Aici în Vâlcea, rămâneau pe toată perioada anului, dar, de exemplu, în stațiuni, ei veneau pe perioada cât era sezonul, din iunie până în septembrie, de exemplu, își deschideau prăvălii, erau armenii, mulți bulgari, veneau, veneau, sigur că de sârbi. Da, uite, colegul meu, laur ne face să că mai stăm patru da. minute la masă. La masă, ce să ce mai servim? Treci, ce, ce ne mai servim? De... o anumită stradă, un alt nume care să, cu rezonanță, așa și un nume eu știu, de om de bine care a ajuns o stradă, a ajuns... <laughs> Pot să Apropo de străzi, țin să spun că după primul război mondial, vâlcenii râmnicenii au vrut să marcheze cumva, să păstreze memoria unor oameni, unor ofițeri care au murit în, în război. Și asta e foarte important, că... Poate n-ar strica să le spunem ascultătorilor noștri de ce anumite străzi se cheamă acum într-un da? fel sau nume și, și s-au schimbat. Da, uh... Pentru că în 1920, asta o să vă rog să-mi permiteți să citesc ca să nu uit ceva. Există o deciziune în 25 iunie 1920 a primăriei orașului Râmnicu Vâlcea, în care se hotărăște, și o să vă citesc aici exact din motivarea respectivă, se spune așa, cu ocazia războiului 1916-1919 și-au jerfit sângele pentru întregirea neamului mai mulți ofițeri din regimentul numărul 2 Vâlcea și 42 drăgășani. Pentru ca numele acestor ofițeri să rămână nemuritor pentru generațiile mari, propun schimbarea numelui următoarelor strade în acele ale ofițerilor căzuți pe câmpul de onoare, întrucât ele nu poartă niciun nume istoric. Schimbarea și încep sunt enumerate străzile. Strada Vulturului, de exemplu, devine Capitan Vintila Georgescu. Strada Toți Sfinții, undeva pe da. lângă biserică, devine Capitan Nicolae Negoescu. Noi știm, există da. și acum strada. Viitorul devine Barbu Iepure, locotenent Barbu Iepure. Strada Speranța devine locotenent doctor filipin. Progresul, plutonier Vasile Olănescu. Olănescu. Vasile Olănescu era din familie Olănescu. Progresul devine plut, deci plutonier Olănescu. Tabaci devine locotenent Alexandru Costeanul. Strada Călăraș devine colonel Apostol Dumitrescu. Primăverii devine major de Georgescu, strada Gării, major Vasile Popescu, strada Batorului devine capitan Nicolae Simionescu, Ursului, colonel Danil Ionescu, Oltului, sublocotenent Remus Belu, Iazului, capitan Dumitru Urșianu, strada Capelii devine capitan Gabriel Stoianovici, Eleșteului, sublocotenent Nicolae Georgescu, Sfântul Gheorghe, sublocotenent Emil Avramescu. Și sigur că da, strada uh, dorobanților, care, mă rog, devine general uh, Praporgescu. Da, două nume care nu o să devină străzi și nici alte lucruri importante pentru oraș, dar despre oraș vor mai vorbi două nume, spuneam doamna Ionela Dinescu și Valicona. Într-un alt episod rămânem tot în rândicul de altă dată și poate, de ce nu. Uh, beneficiind de ajutorul colegilor de aici, de la Biblioteca Județeană Timivireanu, cu o cameră pe umeri ei și noi la braț, <laughs> pe o anumită <laughs> stradă, spunând, spunând, povestea străzii sau da. continuând povestea orașului. Da. Că mulțumesc! mare drag!